Ratarea calificării în finala Cupei României a stârnit reacții din partea suporterilor Petrolului. Unii dintre ei au mers astăzi la antrenamentul echipei ca să le ceară socoteală jucătorilor. Cei veniți în peluză au fost nemulțumiți de randamentul unor dintre aceștia și de comportamentul lor. Fanii sunt supărați pe fundașul Ghierme, care la finalul jocului de la Giurgiu a avut o reacție neașteptată, îndreptată către o parte din cei care îl contestau. La discuțiile cu membrii galeriei au venit Geraldo, Răzvan Lucescu și Cristi Vlad. O altă parte a fanilor petroliști au postat pe unul dintre site-urile lor un comunicat în care își arată în continuare sprijinul pentru echipă, dar îi critică pe cei din conducerea clubului. Printre altele, în comunicatul denumit Dragul meu Petrol, aceștia promit că vor susține echipa și la bine și la greu. Nu sunt de acord cu cei care înjură, jignesc fotbaliștii și antrenorii, însă ei cer conducerii clubului să își asume responsabilitatea pentru campania de transferuri din iarnă. Indiferent că se numesc Dan Capră, Marius Nicolae, Andy Crângu, tuturor le cer să recunoască public că au greșit și să plece.